Peste 5.060 de șomeri, din care 2.492 femei, și o rată a șomajului de 3,11% înregistra județul Vâlcea la sfârșitul lunii septembrie, în scădere cu 0,24 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă. Din totalul de 5.061 de persoane înregistrate în evidențele AJOFM Vâlcea, 1.621 erau beneficiare de indemnizație de șomaj, iar 3.440 erau șomeri neindemnizați. De asemenea, în luna septembrie, cel mai mare număr de șomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă cuprinsă între 40 și 49 de ani, respectiv 1.335 de persoane, iar în funcție de nivelul de instruire. Ponderea cea mai mare o au persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial și profesional. La sfârșitul lunii septembrie, rata șomajului a fost de 3,11%, în scădere cu 0,24 puncte procentuale, deci față de luna anterioară, când a fost 3,34%. Din punct de vedere al numărului de șomeri înregistrați, la sfârșitul lunii septembrie erau 5.061 de șomeri înregistrați în baza de date Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre aceștia, 1.621 erau șomeri indemnizați și 3.440 șomeri neindemnizați. Din punct de vedere al nivelului studiilor, cei mai mulți șomeri erau șomeri fără studii, cu studii gimnaziale sau profesionale, în procent de 59%, șomeri cu studii medii, liceale și postliceale, 35%, iar ponderea celor cu studii superioare era de 6%. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1019 persoane foarte greu ocupabile, 3048 greu ocupabile, 440 mediu ocupabile, iar 554 sunt persoane ușor ocupabile, precizează purtătorul de cuvânt al AJOFM Vâlcea. Vorbim și de un grad de ocupabilitate a persoanelor aflate în baza de date a agenției, vorbim din punct de vedere al legislației, pentru că de vreo 2 ani de zile s-a modificat și s-a introdus acest termen de profilare, care se referă la gradul de ocupabilitate a persoanelor aflate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe persoane sunt persoane greu ocupabile și foarte greu ocupabile. Urmează un procent mai mic persoane mediu ocupabile și persoane ușor ocupabile. Ce înseamnă acest lucru? Persoanele mediu, greu și foarte greu ocupabile înseamnă că au nevoie de mai multe ședințe de informare și consiliere, în urma cărora li se recomandă a urma un curs de calificare, astfel încât, în urma acestui curs de calificare și finalizat, ca aceste persoane greu ocupabile să-și poată găsi un loc de muncă mai repede și să se integreze pe piața forței de muncă locale, iar persoanele ușor ocupabile se pot încadra direct, doar în urma poate unei simple ședințe de informare, consiliere, deoarece aceste persoane au o calificare care este solicitată pe piața forței de muncă. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3.189 de șomeri provin din mediul rural și 1.872 sunt din mediul urban, precizează purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, Liviu Cochirlea.